Vorbind despre programele comunitare, vreau să vă spun că ele reprezintă o oportunitate importantă și pentru beneficiarii din România, fie că ei sunt de stat sau privați. Nu avem încă o imagine ce s-a întâmplat pe perioada 2007-2013 în ceea ce privește accesul la proiectele finanțate din programele comunitare, acele programe care sunt gestionate direct de către Comisia Europeană. Dar după părerea mea, din ce am văzut, sunt destui beneficiari români, atât publici cât și privați, care au avut acces la aceste fonduri. Cred că este esențial ca în perioada 2014-2020 să se intensifice acest efort de accesare a programelor comunitare. Sunt fonduri importante, e adevărat, proiectele sunt într-o concurență deschisă pentru toate cele 28 de state membre, dar pe de altă parte există această posibilitate de a finanța proiecte foarte importante. Sunt niște avantaje reale ale utilizării sau măcar ale demersurilor pe lângă Comisia Europeană pentru a finanța proiecte din programe comunitare. Și seminarul pe care l-ați organizat și la care am participat și eu, cred că a dovedit acest lucru. Am văzut proiecte realizate, proiecte de succes realizate de către diferiți beneficiari din România. Cred și aș invita autoritățile chiar să facă o listă de asemenea proiecte realizate de beneficiari din România cu programe din programele comunitare, dar și din fondurile comunitare, și în felul ăsta cred că imaginea legată de fondurile europene se va îmbunătăți, pentru că persistă imaginea unei birocrații, unei dificultăți în a avea acces la aceste fonduri și iar din ce am văzut aici, din ce ne-au spus diferiți beneficiari, lucrurile nu stau chiar așa. Participarea într-un proiect european este în mod clar o provocare, dar beneficiile, cred eu, sunt mult mai importante decât efortul care trebuie făcut. Sigur că trebuie făcut efort și ceea ce trebuie avut în vedere este ca de la început, de la propunerea de proiect, să se facă o planificare riguroasă, atât a activităților, cât și a resurselor materiale, financiare, umane, de care avem nevoie. Odată ce există această planificare și o urmărim cu rigurozitate, lucrurile merg bine. Cred că este una din cheile de succes pentru ca proiectul să fie o reușită. Iar pentru ca o propunere să fie reușită, elementul principal este pregătirea cu multă minuțiozitate a acestei propuneri și începerea propunerii cu cel puțin 4-5 luni înainte de data limită de trimitere a acesteia. Deci participarea la programul cadru de cercetare finanțat de Comisia Europeană este o activitate benefică, zic eu, pentru fiecare dintre cei care doresc să avanseze folosind tehnologii, tehnici, metode avansate, de oameni și instituții care doresc să fie undeva în lumea bună a cercetării științifice europene, să facă parte din acel spațiu european al cercetării, care este un proiect și o viziune a Uniunii Europene privind cercetarea la nivelul întregii comunități europene, iar rezultatele pot fi măsurate prin beneficiile pe care instituțiile le pot obține și nu numai financiare, ci și de cele de natură tehnologică și chiar de natură comercială. Sigur că, da, problema nu este una simplă, nu este nici ușor de a accesa aceste fonduri, îți trebuie să te dedici un pic acestei activități, să fii în contact permanent cu, hai să spunem, site-ul Comisiei Europene, să poți avea acces la informația la zi privind intențiile Uniunii Comisiei Europene de a scoate la competiție diverse tipuri de proiecte, să-ți identifici tipurile de proiecte la care poți să participi, să poți să-ți cauți parteneri, să găsești partenerii potriviți, să negociezi participarea ta la proiect, să negociezi sumele pe care vrei să le obții în urma participării la proiect, să fie mulțumită societatea ta, dar să fie mulțumit și omul care lucrează în cadrul proiectelor. După cum vedeți, sunt foarte multe lucruri care pot fi spuse în câteva cuvinte, dar în spatele acestor cuvinte există, dacă vreți, un efort constant și continuu pe care managementul instituțional ar trebui să-l facă. Eu
personal n-aș lăsa la liberă alegerea unui angajat sau unui cercetător să caute să participe în proiecte, pentru că este un lucru ceva mai dificil. Aș transforma-o într-o politică managerială la nivelul instituției, astfel încât colectivul de conducere, comitetul de Consiliul de Administrație, președintele Consiliului de Administrație, directorul general, să-și facă un obiectiv major din a participa la programele de cercetare europene finanțate prin viitorul program care s-a lansat deja la 1 ianuarie 2014, Horizon 2020.